Salutare, Leilor! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Andrei Ștefan și am venit să vă propun un parteneriat în industria jocurilor, mai exact, un studio de creație jocuri în realitate virtuală. Și înainte de toate, aș vrea să vă invit să testați aplicația noastră. Am pregătit pentru o emisiune un prototip, iar scopul vostru în experiență va fi să evadați către o arenă virtuală în Roma antică. Dacă apară senzația de amețeală, o să vă rog să-mi spuneți. Ok. Cu acest buton vă teleportați. Eu nu văd nimic acum. Am deschis, acum ce fac? Am apăsat pe ceva și... Haideți că vă ghidez eu. Întoarceți-vă puțin. Foarte mișto e. Mamă, dar ce mișto. Ce lei sunt aici, vai de capă. După ce treceți de poarta aceea, o să ajungă și lei. Mamă, ia uite ce aici, eu mai bine cu mine. Ce am 10 lei în jos. De atât de mare era. Mulțumesc. Foarte mișto. Sper că v-a plăcut experiența. Am venit aici să vă propun 300.000 de euro pentru 10% din business. Business pe care îl fac împreună cu partenerul meu, Tudor Gheorghe. Unde e Tudor? Tudor n-a putut fi astăzi aici. Lucrează din greu, ca să zic așa. Avem și alte proiecte în derulare. Dar care din voi controlează compania? Tudor are procentajul majoritar. De ce e the big boss? Asta a fost înțelegerea noastră de la început. Echipa o avem, deja facem aceste servicii, adică aplicații de genul acesta pentru clienți. Suntem în zona de servicii momentan și am vrea foarte mult să ne mutăm în zona de produs și să facem jocuri de realitate virtuală similar cu acesta. 300.000 pentru 10%? Asta înseamnă că vă evaluați compania la cât? La 3 milioane. Ok, e îndrăzneț. Pe lângă acești 300.000, adică nu venim cu mâinile în buzunar, punem și noi, cofondatorii, 50.000 de euro. Vrem să dăm kickstart-ul proiectului. Păi tu, în mijlocul pandemiei, te-ai gândit să faci un produs care să se adreseze oamenilor care se adună în gașcă? Da, o să și zic asta de ce. Asta da apetit de risc. Având în vedere că noi urmează să scoatem un produs de-abia anul viitor, mergem pe ideea că este viitorul entertainmentului din punct de vedere al experiențelor. Chiar îmi place tot. Până la un punct, mi se pare investiția pe care o soliciți pentru cineva care este totuși în afara fenomenului direct extrem de riscant. Extrem de riscant. Cu asta? Faptul că investiția ta personală și a partenerului tău este doar la nivelul de 20, 30, 50 de mii, îmi creează și mai mare risc pe care discutăm. Apetitul meu de risc în general e scăzut. A fost scăzut până am venit aici. Da? Acum, nu știu, e pe cale, e într-o schimbare majoră. Când ajung acasă, mă gândesc de ce a fost în capul meu câteodată. Da? Când ajung aici, iar mă ia. Da? Personal, singur, nu vreau să intru. Dar dacă mai este încă un leu de aici care ar putea să fie interesat, da? Aș fi interesat să particip alături de el. Mi-a plăcut experiența mult. Adică ai putea să stai acolo și să uiți de viața reală. Însă evaluarea ta și suma pe care ai cerut-o nu are nicio legătură cu realitatea. Mă retrag, mulțumesc. Gaming-ul e viitor, asta e clar. Deci nu pun piața sub semnul întrebării, pun însă oportunitatea de a investi și
nu mai convins. Predicțiile voastre sunt extrem de curajoase. Experiența demonstrativă e drăguță pentru niște lei nepricepuți, dar dacă aduceai vreun puș de ăsta, probabil că nici nu stăteau să se uite la el, deci e puțin relevantă. Și din toate aceste motive adunate la un loc, eu am să mă retrag. Da, ne-a plăcut foarte mult jocul, foarte interesant pentru cei care nu lucrează în această zonă. Adică ne se pare nou acum că tu ești Superman, extraterest, știi? Dar sunt convins dacă erau alți oameni concurent cu tine, puteai să-ți facă mai mult sau mai puțin. Piața e foarte deschisă, concurența este foarte mare, nu cred în proiect. Pentru asta mă retrag. 2-3 lei care s-au retras, ai unul de la care ai o semi-promisiune, ți-a rămas un singur leu, dacă ăla nu e de acord, ai pierdut și semi-promisiunea aia. Andrei, cred că e destul de evident răspunsul la întrebarea pe cine ai targetat când ai venit aici. Și mă simt cu musca pe căciulă. Acum, propunerea voastră concret este îndrăzneață, pentru că o evaluare de 3 milioane nu are nicio bază în momentul ăsta. Și nu puteți spune doar faptul că piața este mare, gata, și valoarea voastră e mare. Nu merge așa. În același timp, pe mine mă interesează domeniul, ai dreptate. Ca să nu mai lungim vorba, oferta mea e 300.000 pentru 35%. Ce e important, nu vreau să mă asociez cu al leu. Nu cred că există un leu în această sală care ne poate aduce o valoare adăugată. Deși Dan este un tip extraordinar de fain și are o valoare și are o experiență mare, dar pe domeniul ăsta nu ne poate ajuta. Și atunci nu văd de cine am asociat. M-a rănit. Da. Așa că totuși. Da. Hai că vorbim noi. O să noi, vă las pe voi să decideți. Da. Dacă vreți să mă asociez și cu Dan. Dacă voi vreți, simțiți că... Păi da, mă, dar mă face masă de ping-pong acum sau nu, minge sau ce. Nu, dar îi las pe ei să decide, nu pe mine. Te retragi. Am și eu așa... Orgoliul lui. Da, așa cu tot. Te retrage-te pentru că e vorba de... Prestat. Hai să vedem, las că ne înțelegem. De regele lei. Bun, deci decizia e la voi, dar nu cedeți mai mult de 3% din cota mea. Oh. Sunt leu mobilei și tu faci așa, mă. Exact. Da, chiar așa. Dan, în primul rând, îți mulțumesc foarte mult pentru suport și pentru feedback foarte bun. Având în vedere că nu ești dispus să te implici complet și să ne susții în întregime, o să mă retrag din oferta propusă mai devreme. Bogdan, permite-mi să fac o contraofertă. Îți propunem 25% pentru 300.000 în acest punct, cu opțiunea de a cumpăra încă 10% la evaluarea actuală. Mai târziu, dacă lucrurile evoluează. Oferta mea este, o refac, este 300.000 pentru 29%. Bine. Bravo. Puf, mă simt... Că simt că am depășit un hop destul de dificil. Lei au fost lei, se pare, adică...